Așa, iată, eu sunt cu telenovelele, cu un rol principal Plângăcios. Cârnățarul de care spuneam a declarat oficial, eu plâng la Meteo. De nu este, nouă, da, nu este nenorocit. O producție, da, Meteo, care provoacă, da, până acum se plângea la... Nu este, ce nenorocire poate fi mai mare pentru un om decât când se uită la Meteo să nu vadă Bacăul pe hartă. Incredibil. Eu am lăcrimat și eu când am văzut, am lăcrimat de râs, e adevărat, dar am lăcrimat în hohote. Și după aia ascultat toată integrala lacrimoza. Da. Faptul că un suflet atât de sensibil, de gingaș, al unui munte de grăsime, are astfel de sentimente față de rubrica Meteo. Aici aș putea spune, pentru că și Pavarotti era mai corpulent, dar iată ceea ce scotea pe gură... Da, dar era mai pulmonar Pavarotti. Se spune că oamenii mai plinuți, mai rotofei, mai generoși, mai generoși, sunt foarte buni la suflet. Chiar vreau asta să propun... Cred, da, sunt mai joviali. Vreau să propun la un post de televiziune o emisiune în genul lui Happy Hour, unde să fie invitat nu pe Hepilică, ci pe Pipilică, și să destrâne din suferințele pe care le are acasă pe sofa când se uită la televizor și vede că Bacăul nu-i pe harta... Sofa e de bine, adică nu... Da, nu sofa e că Bacăul, de exemplu, nu-i pe harta Meteo, că Bacăul a rămas fără vreo 75 de hectare de teren în timpul mandatului, că Bacăul a rămas fără multe lucruri, fără transportul public, a rămas fără, nu știu, niște stații de autobuz. Deci Bacăul a suferit mult și suferă mult. Eu cred că ar trebui să plângă undeva în mod organizat acest cârnățar. Da, până acum nu l-a dus nimeni în locul ăla organizat.